Bună ziua, dragi copii! Numele meu este Palfi Levente și bine v-am regăsit la o nouă oră de limba și literatura română. Haideți să vedem ce vom face astăzi. Astăzi vom învăța despre legendă și vom învăța legenda lui Moș Nicolae. Dar mai întâi vom rezolva câteva exerciții frumoase. Să vedem primul exercițiu. Priviți imaginea, pe baza imaginii să decidem dacă afirmațiile sunt adevărate sau false. Citesc prima propoziție. Familia se află într-o cameră. Ce credeți voi? Este adevărat. Sub brad se află un cățeluș. Ne uităm sub brad, nu vedem niciun cățeluș. Această propoziție este falsă. Este sărbătoarea Crăciunului. Da, este adevărat. Copiii împodobesc bradul. Sigur că da, acolo sunt și copii. Este adevărat. Copiii s-au încălțat cu cizmulițe roșii. Ne uităm la piciorușele copiilor. Nu au cizmulițe roșii. Această propoziție este falsă. Copiii și părinții primesc multe cadouri. Oare este adevărat? Da, este adevărat, sigur că da. Vedem multe cadouri pe lângă brad. Să vedem următorul exercițiu. Ascultați poezia și puneți imaginile în ordinea corectă. Să ascultăm prima dată poezia. Vulpiță cotiță și arici cu lipici cumpără globuri 1000, toate pline cu sclipici. Cumpără steluțe multe să le așeze pe brad. Este foarte frig afară și din cer mii de fulgi cad. Ați ghicit! Vine Crăciunul! Este mare sărbătoare! Toți copiii-s fericiți, chiar dacă nu este soare. Acum e multă zăpadă. Ninge cu fulgi mari, pufoși. Totul este alb pe stradă, iar norii sunt foarte groși. Vulpița cumpără bradul și e foarte bucuroasă. A pregătit acum totul și a făcut curat în casă. Iar ariciul pregătește prăjituri, mâncare bună, căci așteaptă musafirii care vin chiar de pe lună. Vor primi multe cadouri. Totul va fi luminat de beculețe 1000 așezate peste brad. Haideți, dragi copii, și voi să vă bucurați cu noi. Cântecele să cântăm, cu zăpadă să aruncăm, cadouri să așteptăm, lângă brad să ne jucăm. Crăciun fericit, vă spun, și să aveți un an mai bun! Și acum, dragi copii, după ce am ascultat poezia, să punem imaginile în ordinea corectă. Cum începe poezia? Vă mai amintiți? Ce am aflat la începutul poeziei? Am aflat că vulpița și ariciul cumpără multe globuri colorate. Mai departe, am aflat că afară este foarte frig, cerul este înnorat, ninge, totul este acoperit cu zăpadă. Mai departe, vulpița Codița a cumpărat un brad.
Mai departe, ariciul pregătește masa de Crăciun, face mâncăruri gustoase, prăjiturele multe pentru cina de Crăciun. Și la sfârșitul poeziei am aflat că ariciul și vulpița se bucură, stau lângă brad și cântă cântecele de Crăciun. Trecem mai departe la următorul exercițiu. Potriviți propozițiile din coloana A cu imaginile din coloana B. Hai să vedem. Avem 4 propoziții și 4 imagini. Citesc prima propoziție. Vulpița Codița și arici cu lipici cumpără, ce cumpără? Multe globuri colorate. Vulpița Codița cumpără un brad. Arici cu lipici pregătește, ce pregătește ariciul? Pregătește masa, mâncare bună. Arici cu lipici și vulpița Codița primesc, ce primesc? Primesc multe cadouri. Să trecem mai departe. Cum v-am zis, astăzi vom învăța legenda lui Moș Crăciun. Dar știți voi ce este o legendă? Legenda este o povestire în care se prezintă întâmplări care pot exista în realitate și întâmplări care pot exista doar în povești și explică originea unor ființe. Ce vedem aici? Vedem statuia lui Matei Corvin. Știți voi multe despre Matei Corvin. Ați citit multe legende în clasele a doua și a treia. Și acum a sosit momentul să ascultăm legenda lui Moș Crăciun. Legenda lui Moș Crăciun. La marginea unui oraș, cu mult timp în urmă, trăia un meșter bătrân care făcea jucării. Tot anul muncea la ele cu dragoste și răbdare. Erau minunate și nu semănau una cu alta. Povestea lui Moș Crăciun începe în ajunul Crăciunului, când bătrânul meșter a plecat într-un alt oraș să-și vândă jucăriile. Oamenii din acel oraș nu erau prea bogați. Meșterul le vindea jucăriile pe mai nimic. În acea zi, bătrânul a vândut toate jucăriile și se întorcea spre casă. La marginea orașului s-a oprit să privească o fereastră. Știa că acolo locuiește o familie săracă și se întreba ce jucării vor primi copiii din acea casă. În timp ce trecea pe lângă fereastră, a auzit ce vorbeau cei trei copii. Dacă am avea un soldățel de plumb, numai unul, ne-ar fi de ajuns. Ne-am jucat împreună și nu ne-am certat niciodată pentru el. Bătrânul știa că nu mai avea nicio jucărie și tare ar fi vrut să le dăruiască copiilor măcar una. A băgat mâna în sac și, ce minune, a observat că un soldățel de plumb a rămas acolo. A scos jucăria și le-a dat-o cu bucurie copiilor. Și astfel, dorința celor trei frați săraci s-a îndeplinit. În drum spre casă, bătrânul se gândea: aș vrea să fac atât de multe jucării încât să dăruiesc câte una fiecărui copil din lume, dar mai ales celor săraci, cărora nu are cine să le cumpere. Și mergând așa, deodată a văzut în zăpadă un pui de căprioară care îl privea cu ochi triști. Ce te doare, micuță căprioară? A întrebat moșul. S-a apropiat și a văzut că puiul de căprioară avea o rană la un picior. Bătrânul i-a legat rana și l-a ajutat să se ridice. Atunci căprioara a zis: acum văd că ai o inimă bună. Dorința ți se va îndeplini. Ca din pământ a apărut o sanie fermecată trasă de niște reni minunați. Bătrânul s-a urcat în sanie,
Atunci hainele lui sărăcăcioase s-au schimbat în niște haine neobișnuite de culoare roșie. Sania fermecată l-a dus într-un ținut înzăpezit în fața unei căsuțe cu ferestre luminate. O mulțime de pitici l-au întâmpinat bucuroși. Pitici erau harnici, gata să se apuce de treabă. Bătrânul meșter i-a învățat să facă jucării. Jucării multe și frumoase. Pentru fiecare copil din lume au făcut jucăria dorită. În fiecare an, în ajunul Crăciunului, în noaptea în care visele copiilor se împlinesc, bătrânul cu sania fermecată aduce darurile mult dorite. Este cel mai iubit moș care, după numele sărbătorii, a primit numele de Moș Crăciun. Și acum, dragi copii, după ce am ascultat legenda lui Moș Crăciun, să rezolvăm câteva exerciții frumoase. Numerotați enunțurile în ordinea desfășurării întâmplărilor. Vă citesc prima dată enunțurile. Bătrânul le-a dăruit copiilor un soldățel de plumb. În ajunul Crăciunului, meșterul vindea jucării. În drum spre casă a auzit dorința celor trei copii săraci. Meșterul i-a învățat pe pitici să facă jucării pentru copiii lumii. Bătrânul, care a primit numele de Moș Crăciun, aduce daruri tuturor copiilor în ajunul Crăciunului. Meșterul s-a întâlnit cu o căprioară pe care a ajutat-o. Sania fermecată trasă de reni l-a dus pe bătrân într-un ținut înzăpezit. Un meșter bătrân făcea jucării minunate. Vă mai amintiți cum începe povestea? Un meșter bătrân făcea jucării minunate. Ce s-a întâmplat mai departe? În ajunul Crăciunului, meșterul vindea jucării. Ce a făcut bătrânul? În drum spre casă, a auzit dorința celor trei copii săraci. Ce a făcut moșul? Bătrânul le-a dat copiilor un soldățel de plumb. Mai departe, meșterul s-a întâlnit cu o căprioară pe care a ajutat-o. Sania fermecată trasă de reni l-a dus pe bătrân într-un ținut înzăpezit. Ce a făcut acolo meșterul? Meșterul i-a învățat pe pitici să facă jucării pentru copiii lumii. Cum se termină legenda? Bătrânul, care a primit numele de Moș Crăciun, aduce daruri tuturor copiilor în ajunul Crăciunului. Să trecem mai departe la următorul exercițiu. Mai înainte am vorbit că legenda este o poveste care cuprinde întâmplări care pot exista în realitate și întâmplări care pot exista doar în povești. Vă citesc cerința. Grupați întâmplările din textul citit în întâmplări care pot exista în realitate și întâmplări care pot exista doar în povești. Haideți să vedem pe rând, să decidem ce fel de propoziții sunt. Bătrânul vindea jucării. Oare lucrul acesta se poate întâmpla în realitate? Să vedem. Da, se poate întâmpla în realitate. Bătrânul vindea jucării. Mai departe, căprioara a îndeplinit dorința moșului. Ce credeți voi? Se poate întâmpla în realitate? Nu, doar în povești căprioara a îndeplinit dorința moșului. Mai departe, copiii săraci doreau o jucărie. În ce căsuță merge propoziția? În căsuță, în realitate.
orice copil poate să-și dorească o jucărie. Piticii au făcut jucării împreună cu moșul. Unde ajunge oare? În povești, doar în povești piticii fac jucării. Mai departe, îmbrăcămintea moșului s-a schimbat. Ce credeți voi, se poate întâmpla în realitate? Nu, doar în povești. Îmbrăcămintea bătrânului s-a schimbat. Meșterul a făcut jucării. Unde ajunge propoziția? În căsuța, în realitate. Mai departe, sania fermecată l-a dus pe meșter la casa cu pitici. Oare se poate întâmpla? Da, în povești. Bătrânul a dăruit un soldățel de plumb copiilor. Se poate întâmpla în realitate? Sigur că da. Și să vedem ultima propoziție. Moș Crăciun vine în fiecare an cu darul. Ce credeți voi? Se poate întâmpla în realitate? Da. Și la mine și la voi în fiecare an vine Moș Crăciun cu multe daruri. Hai să trecem mai departe, următorul exercițiu. Potriviți personajele cu cuvintele care arată însușirile lor. Vedem în primul rând câteva cuvinte, iar în al doilea rând vedem patru imagini. Vă citesc prima dată cuvintele. Harnic, recunoscătoare, săraci, triști, darnic, harnic, pricepuți, priceput, rănită, cuminț. Aceste cuvinte arată o însușire. Trebuie să le potrivim la o imagine. Cine credeți voi că a fost harnic? Să vedem. Moșul, moș harnic. Recunoscătoare. Cine a fost recunoscătoare? Căprioara a fost recunoscătoare pentru că a fost salvată de moș. Săraci, copii săraci. Triști, unde merge? Copii triști. Darnic, cine a fost darnic? Moșul, moș darnic. Harnici, pitici harnici. Pricepuți, să vedem, pitici pricepuți. Priceput, cine a fost priceput? Moșul. Rănită, căprioară rănită. Cuminți, copii cuminți. Așa este, copii, hai să vedem următoarea sarcină. Citiți dialogul. Grupați grupurile de cuvinte alcătuite din cuvintele care denumesc ființe sau obiecte și însușirile acestora. Trebuie să găsim grupurile de cuvinte. Vă citesc prima dată dialogul. Copii, haideți să împodobim bradul. Am adus cutia în care sunt globuri roșii. Foarte bine! Trebuie să mai punem steluțe colorate și ghirlande argintii. Anul trecut am pus și lumânări albe. Vom pune și anul acesta. Maria, ai pus globurile? Da, acum pun ultimul glob roșu. Vreau să pun o steluță colorată în vârful bradului. Uite, aici e steluța. Lângă ea să pui și o ghirlandă argintie. Să punem pe masă o lumânare albă. Bradul e deja împodobit. Sperăm să vină cât mai repede Moș Crăciun. Și haideți să vedem grupul de cuvinte. Primul grup de cuvinte este globuri roșii. Ce fel de globuri? Roșii.
Grupul de cuvinte este globuri roșii. Mai departe, steluțe colorate. Ce fel de steluțe colorate? Ghirlande argintii. Ce fel de ghirlande argintii? Grupul de cuvinte, ghirlande argintii. Lumânări albe. Ce fel de lumânări albe? Lumânări albe. Glob roșu. Ce fel de glob roșu? Glob roșu. Steluță colorată. Ce fel de steluță colorată? Steluță colorată. Ghirlandă argintie. Ce fel de ghirlandă argintie? Grupul de cuvinte este ghirlandă argintie. Mai departe, lumânare albă. Ce fel de lumânare albă? Lumânare albă. Și acum, haideți să vedem grupurile de cuvinte, toate grupurile de cuvinte alcătuite din cuvintele care denumesc un lucru sau o ființă și însușirile lor. Globuri roșii, steluțe colorate, ghirlande argintii, lumânări albe, glob roșu, steluță colorată, ghirlandă argintie, lumânare albă. Să vedem, dragi copii, ce am făcut azi, ce am învățat azi. Astăzi am ascultat o poezie despre vulpiță și arici. Am învățat ce este o legendă. Am citit o legendă despre Moș Crăciun. Am descoperit însușirile unor ființe sau lucruri. Și cu toate astea, copii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc Crăciun fericit! Să fiți cuminți! La revedere!